presă, susținători ai candidaților Rusele sunt de asemenea alături de noi. Este prima zi de, oficial prima zi de campanie electorală. Este începutul unei perioade în care viața politică va cunoaște o efervescență naturală și democratică, așa cum ne dorim noi odată la 4 ani. În fața dumneavoastră sunt o parte din candidații USR Neamț, într-o rațiune în care privește poziționarea geografică și mă refer aici la colegiul 1 Senat, candidatul nostru, domnul Eugen Țapu, candidatul USL PNL, va avea o bătălie pe care o va duce în zona Piatra Neamț și colegiul de la Sud, începând de la Dumbrava Roșie până la Postișa. Colegiul 1 deputat, domnul Cătălin Drăgușan, candidatul USL, PC, partea jumătatea orașului Piatra Neamț cu comunele adiacente, Dobreni, Gârcina și Alexandru cel Bun. Colegiul 2, Camera Deputaților, Vlad Marcoci, USL, PSD, jumătatea orașului Piatra Neamță, respectiv Preceasta, Mărăței, Dumbrava Roșie și Săvinești. Și nu în ultimul rând, domnul Liviu Barbuz, candidatul nostru pentru USL, PSD, pentru Colegiul 3, așa cum vă spuneam, partea de la sud de Piatra Neamț, începând cu Roznov și terminând cu Postișa și comunele din acea zonă. Mi-am permis să încheie aici. Eu le urez succes candidaților și, bineînțeles, fiecare în ordinea pe care o vor dori se vor prezenta și mă vor adresa câteva cuvinte la început de campanie electorală. Mulțumim, Răzvan Bogdanu. Vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți prezența astăzi aici, alături de echipa Uniunii Social-Liberale, echipa învingătoare, spun eu, în alegerile care vor avea loc pe 9 decembrie. Doresc de asemenea să le mulțumesc în mod special președinților municipale ai celor, ai partidelor componente USL, care sunt alături de noi astăzi, doamna Aurora Simionică, domnul Andrei Ignat și probabil va sosi în curând și domnul Mihai Alexandru. Noi am început această campanie electorală și am dorit în mod special să o începem plecând de la nevoile cetățenilor din Colegiul 1, Senat, adică Colegiul 1, 2 și 3, Camera Deputaților. Și din acest motiv am lansat o campanie pe care probabil ați văzut-o cu toții, atât pe mass media, dar și mai ales în oraș, acele ziduri cu întrebarea „Ești stresat?”. Campanie care să ne elucideze care sunt nevoile și doleanțele cetățenilor din Piatra Neamț și din zonă. Astăzi asumăm această campanie. Nu am asumat-o public până acum, tocmai pentru că am vrut ca cetățenii să își spună transparent să scrie nevoile, mă rog, problemele imediate cu care se confruntă într-un mod cât mai real, transparent. De aceea nu am asumat-o politic, ci am asumat-o venind neutru din partea societății civile. Astăzi însă, după ce am văzut că cei peste 4500 de cetățeni din zona Piatra Neamț, din Piatra Neamț în special și din zonă, care au scris mesajele, sunt în număr atât de mare, vom dori să continuăm această campanie chiar până la sfârșitul campaniei electorale și nu numai. Am constatat că practic prioritățile
cetățenilor din Piatra Neamț nu sunt cu mult diferite de, și nevoile nu sunt cu mult diferite de prioritățile la nivel național. Și vă pot spune că cu preponderență la Piatra Neamț se confirmă faptul că oamenii se confruntă cu un nivel de trai scăzut, că priorități sunt pensiile și salariile mici, neîncrederea în clasa politică, lipsa de perspectivă, viitor nesigur, lipsa locurilor de muncă. Acestea sunt cele mai dese probleme cu care se confruntă cetățenii din Piatra Neamț. Vă spuneam, demersul va continua pe întregul parcurs al campaniei electorale, pentru că dorim să identificăm cât mai bine, cât mai real problemele oamenilor din Piatra Neamț și nu numai din zonă. Noi, în principiu, pentru că astăzi este și prima zi de campanie electorală oficială, legală, vă putem informa că am decis în echipă să facem o campanie electorală constructivă, bazată pe proiecte. O campanie bazată pe confruntări de idei, din care să rezulte soluții concrete pentru Pietreni și pentru cetățenii din zona noastră. Eu vă mulțumesc și să-mi invit pe Vlad Marcoci, colegul meu. În încheiere doar să vă spun că nu suntem numai colegi, ci suntem și prieteni. Toți, de aici, de la masă, ne cunoaștem de foarte mult timp. Vlad, te rog. Da, mulțumesc, bună ziua. Am să fac și eu câteva referiri, atât la campania denumită Ești sau sub semnul Ești stresat. Acest flagel este extraordinar de important pentru viața tuturor oamenilor și este important să aflăm care sunt motivele pentru care oamenii nu duc un trai normal. Și vedeți că oamenii au venit în fața noastră și ne-au expus părerile lor, păreri care le putem sintetiza prin faptul că stresul vine și de faptul că nu există o siguranță a zilei de mâine, nu există o stabilitate, nu există o speranță de mai bine pe viitor. Acest lucru, în opinia mea, poate fi modificat, pentru că vor fi alegeri pe data de 9 decembrie. Cu toții sperăm la un parlament mai bun, iar pentru că acest lucru să se întâmple, este necesar să ajungă în parlament oameni care știu ce au de făcut. În fața dumneavoastră venim cu o echipă puternică. Chiar vă fac o mărturisire că atunci când am depus dosarele de candidatură, un primar mi-a spus că este mândru că face parte din această echipă a USR-ului, iar USR-ul vine în fața oamenilor cu cea mai frumoasă echipă din ultimii ani. De ce vă spun acest lucru? Pentru că oamenii trebuie să voteze, în primul rând, cu capul. Trebuie să voteze cu capul și nu cu inima, pentru că trebuie să gândească dacă cei care le propun un anumit program pot să-l și ducă la îndeplinire sau sunt capabili sau au demonstrat în viața lor că pot face acest lucru. Vedeți aici la masă oameni care au îndeplinit diverse demnități în decursul timpului. Domnul Liviu Harbus, fost ministru secretar de stat, domnul Eugen Țapu, fost ministru secretar de stat, colegul meu mai tânăr, mai apropiat de vârstă ca mine, care a fost la o virgulă să câștige Piatra Neamț și sunt convins că acest lucru se întâmpla dacă mai avea o săptămână de campanie electorală.
Vedeți, oameni care au demonstrat că pot face, pot câștiga încrederea oamenilor. Și de ce? Pentru că pot, la un moment dat, să le micșoreze acest stres, stres care le afectează atât viața fizică, cât și cea psihică, în mod special. Ce vreau să vă spun? Începe campania electorală. Noi dorim ca această campanie electorală să fie curată, să nu fie un motiv de stres în plus pentru oameni. Îmi doresc acest lucru și îmi doresc ca și celelalte partide care vor participa să fie, în primul rând, fair play. Deocamdată n-au demonstrat. Au furat startul de campanie, ceea ce ne arată încă o dată că nu interesează legea, nu interesează să respecte reguli, ceea ce au făcut în campaniile trecute și atunci când au fost la guvernare. Mai mult decât atât, pot să vă fac în premieră o dezvăluire că partide încearcă să cumpere. După ce au încercat să cumpere locurile în Parlament, ați văzut acest lucru la televizor, la partidul lui Diaconescu, acum încearcă să ne cumpere oameni. Nu vor reuși acest lucru și este decadent să faci acest lucru, pentru că ce fel de speranțe pot să aducă astfel de oameni în condițiile în care gândesc că atunci când ei sunt în inferioritate, singura soluție pentru a câștiga este să umble la aceste tertipuri. Acest lucru s-a întâmplat la Dumbrava Roșii, dar cu siguranță vă vom prezenta date mai pe larg în viitoarele noastre întâlniri. Eu încă o dată urez candidaților de la această masă succes, urez succes tuturor candidaților USR și sunt convins că oamenii vor veni alături de noi, pentru că principalul nostru adversar în campanie va fi sporul de 50+1, pe care sper din toată inima ca oamenii dintr-o prezență mare la vot să vi-l asigure, pentru că scopul principal este, nu este ca Vlad Marcoș să ajungă deputat, domnul Țarcu senator sau colegii mei, ci este important ca la nivel național să obținem scorul de peste 50%, care să ne dea posibilitatea să punem în practică programele pe care le dorim. Eu vă mulțumesc. O completare. Într-adevăr, adversarii noștri politici au curat startul. Antistres pe care astăzi ne-o asumăm și, după cum au spus și colegii mei, vedem că lucrurile care oamenii le solicită nu sunt ieșite din comun. Însă, peste toate acestea, printre rânduri, se poate citi că la ora actuală există o mare prăpastie între politicieni și cetățeni. Faptul că unii politicieni au făcut sau au susținut ilegalități a înfuriat peste măsură opinia publică. În această perioadă, oamenii par să adreseze și să ne adreseze un ultimatum pentru a se lua măsuri urgente în vederea stopării jafului din banul public, în vederea stopării ilegalităților care au loc prin intermediul primăriilor, prin intermediul consiliilor locale, prin intermediul spitalelor și prin intermediul altor instituții și domenii ale statului. Cea mai mare parte a clasei politice de astăzi va fi taxată pe 9 decembrie pentru voturile care au dus la tăierea salariilor, la tăierea pensiilor, la închiderea spitalelor, la închiderea școlilor, la îngroșarea numărului de șomeri. Noua generație de politicieni va avea o misiune extraordinar de dificilă pentru a repune țara și pentru a repune țara pe un făgaș normal, dar mai mult de atât va trebui să reclădească încrederea cetățenilor din această țară în clasa politică. După cum spuneau și colegii mei, campania electorală, cel puțin în județul Neamț, a început de mai bine de 10 zile.
Cei care au întins materiale de campanie în tot județul, fără să respecte prevederile legale, nu fac altceva decât să sfideze opinia publică și să arate că ei, în această parte a țării, nu sunt interesați de lege. Sistemul care permite asta în județul Neamț a fost minuțios pus la punct în ultimii 8 ani de zile și încă funcționează la perfecție. Este nevoie de intervenția promptă a autorităților abilitate ale statului pentru a destructura această mașinărie portocalie care încă funcționează în județul Neamț. În această campanie electorală milităm pentru apropierea de cetățeni. Milităm pentru dezbateri publice în diverse spații publice din oraș, la care să participe toți cetățenii. Să adreseze întrebări directe, iar candidații să răspundă direct acestor întrebări. Eu aș avea un îndemn de adresat. Capul sus, stimați cetățeni. Este destul cu ușința și cu speranța că data viitoare va fi mai bine. Puneți piciorul în prag și croiți-vă clasa politică așa cum doriți. Croiți-vă politicienii așa cum doriți și așa cum aveți nevoie. A nu ieși la vot atunci când sunteți chemați nu este o soluție. Vă rugăm, ieșiți la vot cu toată familia și spuneți nu celor care puși să vă reprezinte în diverse locuri nu v-au acordat timp de 4 ani, nicio întâlnire. Avem în fața, și aveți în fața dumneavoastră, candidații pe colegiile 1, 2 și 3 Camera Deputaților și candidatul pentru colegiul 1 Senat. Stimați cetățeni, vă rugăm primiți-ne la ușa dumneavoastră și spuneți-vă păsul. Vă rugăm opriți-ne pe stradă și spuneți-ne cum vreți să se schimbe lucrurile. Vă rugăm sunați-ne pe toate numerele de telefon pe care le vedeți afișate în tot ce înseamnă materiale de campanie ale USN. Scrieți-ne pe adresele noastre de e-mail și cu siguranță o să vă răspundem. Suntem aici pentru a vă asculta, suntem aici pentru a duce mai departe mesajul dumneavoastră și pentru a-l transforma în lege. Pe 9 decembrie avem nevoie de votul dumneavoastră. Puneți-ne la treabă, dar și verificați-ne periodic. Vă mulțumesc. Deci, eu o să vă prezint ca fiind bruda săracă de la țara echipei, pentru că reprezint cu mare plăcere zona rurală și cred că mă identific cu această zonă vis-a-vis de expertiza pe care o am. Consider că această campanie va trebui să vină cu soluții. Oamenii s-au săturat de promisiuni și de discursuri politicianiste. Cred că trebuie să le dăm soluții exact în zonele în care, în momentul de față, există o criză fără precedent și aici mă refer la partea de educație, la partea de sănătate, la ceea ce înseamnă sistemul de asistență de urgență în sănătate, și nu în ultimul rând, în partea economică, atunci când vorbesc despre zona rurală, mă refer la dezvoltarea satului românesc, la dezvoltarea lui într-un concept nou, european, de agribusiness, în condițiile în care chiar există potențial în acest județ, un județ care poate trăi foarte bine din agricultură, mai ales că prioritatea numărul 1 a guvernării și a guvernului Ponta a fost și va fi, desigur, după alegeri, agricultura. Investițiile în agricultură vor veni ca o soluție economică pentru ceea ce se întâmplă în contextul european și global, în contextul în care, pe primul loc, va fi problema energetică, iar pe al doilea loc va fi, desigur, problema hranei, asigurarea hranei. Sunt convins că cu soluții concrete vom câștiga. Vom câștiga printr-o campanie pozitivă, dar, în același timp, adversarii noștri trebuie să știe că putem răspunde la fel de bine și la o campanie negativă, în contextul în care ei au știut să-și însușească mai mult atitudini negative în ultimii ani, și asta se vede pe pereți în notițele pe care le-au prezentat cetățenii județului. Vom veni cu soluții pentru toate aceste probleme.
vom câștiga cu siguranță și vom câștiga nu pentru noi, vom câștiga pentru cetățenii județului. Da, mulțumesc eu, colegilor mei. În încheiere aș vrea să vă spun că niciunul dintre noi de aici nu mergem în Parlament pentru a avea o slujbă. Să spun, bine știți, toți avem, suntem în inima realizați în viață și mergem efectiv pentru că expertiza din ambele părți ale baricadei ne-a determinat și avem și să mergem acolo pentru a-i reprezenta pe cetățeni și să voteze cu capul, pentru că noi suntem deschiși și suntem alături de ei și avem și soluțiile care să le aducă un nivel de trai mai bun fiecăruia dintre cetățeni. Vă mulțumesc și așteptăm întrebările dumneavoastră. N-aveți curaj? În special pentru dumneavoastră am să vă întreb, în campania de pe Colegiul 6 am văzut foarte multe materiale cel puțin ciudate la adresa dumneavoastră. Cum veți reacționa în această campanie dacă veți fi atacat la fel de murdar? Ce înseamnă materiale ciudate? De exemplu, era un material care vă prezenta pe dumneavoastră cum v-ați dat soția afară din casă. Ați citit calcarul sau la ceva de... La materiale răspândite în colegiu. De către adversari, adică au lucrat cu niște materiale murdare. Nu am nicio problemă. Probabil că aceste materiale murdare vor apărea în continuare. Nu cred că asta ar constitui o problemă, pentru că, desigur, o să stau în campanie electorală să explic de 10 ori aceeași supără încălzită și aceleași atacuri, dar nu am nicio problemă. Nu am niciun fel de atac. De altfel, toți ne așteptăm din stilul casei, ca în ultima săptămână de campanie să apară tot felul de invenții și de mizerii și de trucaje la adresa fiecăruia dintre contracandidați. Nici nu prea au altceva ce să facă, pentru că realizările pe care le-au avut în timpul guvernării Băsescu, PDL, vopsiți acum în ARD, sunt foarte bine cunoscute de către toți românii. Au trăit pe pielea lor efectele dezastroase ale acestei guvernări. Și atunci vor, probabil că vor încerca astfel de mizerii. Suntem pregătiți. Eu cred că românii și în special nemțenii, petrienii, s-au săturat de circi de scandal și vor soluții concrete. Pentru că uitați-vă la cele peste 4.500 de mesaje scrise de peste 4.500 de cetățeni din Piatra Neamț și o să vedeți că sunt foarte multe care relevă faptul acesta că s-au săturat de circ și vor soluții concrete pentru un trai decent. Există, sunteți la început de drum, e începutul campaniei electorale, există sondaje, există studii, există ceva, să știți de unde plecați și unde sunteți situați? Noi am plecat de la această campanie de stres, tocmai pentru a afla problemele reale cu care se confruntă cetățenii din Piatra Neamț. Evident că vom continua această campanie pe durata întregii campanii electorale. Evident că avem soluții care sunt în concordanță și cu programul la nivel național, cu programul de guvernare al Uniunii Social-Liberale. Și evident că vom avea și sondaje de opinie măsurători de perioadă în timpul campaniei. Am întrebat asta pentru că au apărut tot felul de... Da, dar avem cunoștință de faptul că adversarii noștri politici au făcut astfel de sondaje, iar rezultatele lor sunt atât de dezastroase încât nu vor să le facă publice. Știm de un procent undeva 59-60% în județul Neamț pentru Uniunea Social-Liberală și de aceea probabil că acum lucrează la cosmetizarea lor, pentru că și le-au făcut și avem aceste informații.
nu vor să le facă publice pentru că pentru ei sunt catastrofale. De-aia am și spus că probabil din lipsă de soluții vor recurge în ultima săptămână de campanie la tot felul de mizerii de atunci. Sperăm ca cetățenii să nu poată fi influențați de astfel de practici și ilegale și murdare. O să vă confirm și eu anumite zvonuri din acest domeniu, tot din surse, să spunem, așteptăm adversarii noștri chiar să le facă publice, că pe Piatra Neamț USR-ul stă undeva spre 57%, iar pe colegiul domnului Albuz se apropie de 70%. Așa că acest lucru cred că va fi și demonstrat în această sesiune de alegeri.